Este a treia zi în care județul Gorj nu are niciun caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2. În urma testelor efectuate astăzi, față de ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire. De asemenea, la nivel național au fost înregistrate 164 de cazuri noi de persoane confirmate cu COVID-19. Media națională raportată la populația României conform datelor INS atinge pragul de 0,28. Gorjul este în continuare cu cea mai bună situație epidemiologică din țară, indicele de incidență fiind de 0,8. Din data de 1 iunie 2021 până în data de 2 iunie 2021 au fost raportate pe teritoriul României 62 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 454 de apeluri la numărul unic de urgență 112. Astăzi în Gorj doar 11 persoane se mai află în carantină la domiciliu. De asemenea, la nivel național, 5117 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu și 2497 de persoane aflate în izolare instituționalizată. De asemenea, datele prezentate se pot modifica de la o oră la alta în funcție de evoluția epidemiologică. Mai mult, România este vindecată în proporție de 96%.